Mult așteptatul ordin de protecție provizoriu care permite evacuarea de urgență din domiciliu a agresorului zace încă prin sertarele ministerelor. Termenul legislativ de 120 de zile pentru emiterea normelor metodologice care ar fi permis aplicarea ordinului s-a împlinit deja în ziua de 18 noiembrie a acestui an. Însă nimic nu s-a întâmplat dincolo de responsabilitatea imensă pe care o plasează pe umerii polițistului care intervine la fața locului la o situație de violență în familie. Această lege 174/2018 ne pune la dispoziție atât nouă cât mai ales victimelor violenței în familie un instrument deosebit de util în rezolvarea acestor incidente de natură urgentă. Practic, polițistul, când ajunge la fața locului, trebuie să uh, evalueze cât se poate de obiectiv, pe uh, baza unor criterii care vor fi stabilite foarte concret, uh, dacă se impune sau nu se impune emiterea acestui uh, ordin de protecție provizoriu. Principalul avantaj este acela că uh, aceste dispoziții, ordinul acesta de, de protecție, poate fi pus în aplicare chiar de la acel moment, imediat. Și îl poate obliga pe agresor, spre exemplu, să părăsească locuința, chiar dacă este, așa cum a spus dumneavoastră, titular al dreptului de proprietate. Îi poate impune o distanță la care să nu se apropie de locuință sau de victimă sau de rudele victimei. Potrivit reglementărilor legale, ordinul de protecție provizoriu poate fi emis chiar în lipsa acordului victimei. După evacuarea agresorului din domiciliu, acesta poate solicita găzduirea în cadrul centrelor rezidențiale pentru persoanele fără adăpost sau al adăposturilor de noapte.